Legat de acele etichete pentru persoanele vaccinate, care vor avea o valoare de 100 de lei, doar pentru achiziția de produse alimentare la orice magazin sau... Ele vor respecta legile care reglementează aceste etichete de masă întru totul. Legi care... Da. Există, da, există legi în vigoare care reglementează modalitatea de eliberare a acestor tichete de masă. Ce este specific acestor tichete este că ele sunt nenominale în momentul tipăririi, urmând ca numele persoanei beneficiare să se completeze la nivelul centrului de vaccinare sau al celui care dă aceste tichete de masă persoanei vaccinate. Și pentru că ele au o valoare de 100 de lei, va fi un singur tichet sau vor fi 5 tichete cu o valoare de 20 de lei? Asta va depinde de cum reglementează cel care achiziționează aceste tichete. În principiu, noi am prevăzut ca achiziția de tichete să se facă de către direcțiile de sănătate publică, pentru că astfel procedura este mai rapidă. Mulțumesc!